Permiteți-mi să vă urez la mulți ani, pentru că e prima dată când ne vedem în acest an, un an mai cald, cu multe realizări și să rămâneți aceiași oameni de suflet și amatori de artă. Așa cum vă cunosc eu și m-aș bucura să vă văd cât mai des aici. Acum 10 zile, pe simezele acestei săli, se aflau lucrările unui maestru, care este prezent acum pe lângă noi, Dumitru Bezen. Sigur că nu e ușor să scoți un maestru de pe simeze, chiar și elegant vorbind cu dumnealui, și să îi spui că vor urma 4 doamne. Eu așa am spus, zic, mitică, te rog, lasă sala liberă pentru că urmează 4 doamne frumoase. Adevărul e că nu le cunoșteam pe doamne, dar oricine vine cu dorința de a expune, în mintea mea se descrie ca persoană interesantă, pentru că oamenii de artă și oamenii inclinați spre activități artistice trebuie și sunt niște oameni deosebiți. Așa sunt și cele 4 doamne pe care astăzi le cunoaștem, poate dumneavoastră le știți înainte, noi câțiva nu le știm, dar bucuria de a le avea printre noi și de a le oferi simezele acestei săli este mare. Eu le mulțumesc că au apelat la această primitoare sală. Adineaori vorbeam cu domnul Emil Nadler despre faptul că sala trebuie să primească un nume și cât de curând, pentru a o identifica mai ușor, noi o să-i dăm un nume acestei săli. S-ar putea ca la prima expoziție să o și botezăm. Dacă veți fi pe aici, ne vom bucura. Îi mulțumesc și domnului Arcadie Răileanu, pentru că are calitatea, pe lângă aceea de artist, are și calitatea de a îndruma, ceea ce nu e foarte simplu și nu e foarte ușor să lucrezi cu oameni de calități diferite, de formații diferite, de profesii diferite, cu vârste de asemenea diferite. Ori una din calitățile colegului și prietenul nostru Arcadie Răileanu este aceea de a ști să îndrume pe fiecare pe direcția potrivită și în același timp să formeze un echilibru între toți cei care expun împreună. Vă spun și eu bună seara și la mulți ani. Vreau să vă spun că discut cu Arcadie în special de vreo câteva zile despre expoziția asta, dar pentru mine a fost o enigmă până am ajuns aici. Am încercat să o văd ieri, dar nu se putea că era o ședință în sală. Am încercat să vin dimineață, pentru că e o obligație, măcar pentru comentator, să vadă înainte, nu în momentul când se deschide expoziția. Am văzut-o aproximativ o dată cu dumneavoastră, chiar după unii dintre dumneavoastră pe care v-am găsit aici. Și la prima impresie, după ce am văzut tablourile, așa, repede, am de făcut o precizare. Patru doamne Mircea, evident. Asta nu înseamnă că trebuia să fie neapărat în martie expoziția, e bună și în ianuarie cu patru doamne, pentru că e frig afară și merită să încălzim atmosfera cromatic, artistic. Precizarea mea, după prima vedere a simezelor, e că, și în felul ăsta o să și citesc, pentru cine nu știe, majoritatea noastră știți, cunoașteți numele autoarelor, dar pentru publicul virtual trebuie să-l spun, o să le citesc așa de pe invitație: Elena Chiru, Rodica Filip, Ana Ivanov și Edith Necula. Asta este semnătura de artist cu prenumele în față. Adică merită să fie cunoscute așa, după ceea ce vedem aici, și nu Chiru, Elena, Filip, Ivanov și așa mai departe, ca la catalog cum e aici. Adică, din punctul meu de vedere, au trecut proba artistică odată. A doua oară, apropo de maestrii prezenți aici, de pictorii profesioniști și cu experiență, și aveam o discuție mai devreme pe acest subiect, contează la artistul amator, puneți noastre ghilimelele de rigoare, pentru că sensul românesc a deviat destul de mult de la origine. Amator înseamnă iubitor de artă. Există o linie, o graniță destul de labilă și de incertă între profesionalism și amatorism în artă, și asta mai ales pe un principiu financiar. Cine există sau nu pe arta, pe seama artei pe care o face, dar la celălalt capăt, în ceea ce privește performanța, cele două categorii, dacă putem vorbi de două categorii, se întâlnesc și pentru omul care intră într-o expoziție, până la urmă contează cât de mult a fost impresionat, cât i-a plăcut, și contează mai puțin, începe să estompeze diferența. Până la urmă, arta este artificiu. Artificiul este și aici, evident, în măsura în care avem de-a face cu produse, puneți în ghilimele, artistice. Dar se simte că autoarele noastre din această seară sunt mai aproape de subiect, de motivul pe care îl abordează. Pe de altă parte, astea sunt întrebările la care încerc să răspund eu acum, cu care am venit aici și mă gândeam la ce mă așteaptă în sala asta. Pe de altă parte, sigur că domină, pentru că avem de-a face cu absolventele, cum am aflat de la Arcadie, absolventele unei școli de artă, domină temele, formele impuse, peisajul, natura statică, nu văd portretul pe aici. În fine, să spunem că ar fi un portret la ta, dar în același timp, și aici m-am gândit la altă problemă, dacă e nevoie neapărat de experiment, și asta spun eu care mă ocup de o bună bucată de vreme de avangardă, adică tocmai de experiment și de negația tradiției. Ori iată că în postmodernismul ăsta despre care tot vorbim astăzi, și care de fapt, și am mai spus asta și o repet de câte ori am ocazia, de fapt înseamnă concret un stil găsit doar în arhitectură, cei care l-au inventat. În rest, toți vorbesc despre modernism, dar umplu teoria asta cu extracții avangardiste. Trag mai departe firele din avangardă și le botează postmodern. Asta e. Și în literatură, și în arta plastică, și în muzică, și așa mai departe. Dar această noutate, această tendință de inovații și de negație a contat și a fost prizată atâta vreme cât lumea era așezată, era calmă, era liniștită, iar din punct de vedere artistic era ușor obosită de arta tradițională. Și au trebuit să vină moderniștii, avangardiștii, moderniștii extremi și să zguduie puțin spațiul acesta în care era prea confortabil, se așezase lumea prea confortabil. Dar astăzi, mă întreb, așa zisul postmodernism, când lumea s-a răsturnat, când e deja agitată, deci majoritatea nu e calmă, dimpotrivă, mă gândesc dacă nu cumva postmodernism înseamnă întoarcerea la peisaj, întoarcerea la natura statică, întoarcerea la portret, cum în poezie ar fi întoarcerea la sonet sau la rondel, la formele fixe, alea care au așezat lumea pentru secole. E o altă întrebare care implicit are un răspuns apropo de ce avem în această expoziție. Acum, sigur că m-am întrebat de ce 4 autoare expoziție de grup sau este o expoziție manifest. Ce a reunit cele 4 autoare? Sigur că răspunsul de la dânsele ar putea fi mai precis, mai exact. Răspunsul pe care încerc eu să îl dau și îl caut e, pe de o parte, unul terestru, așa, realist, că au venit dintr-o școală de la domnul Arcadie și au fost colegi acolo și sigur că s-au format în timp niște afinități, prietenii, și au spus, haide să facem împreună o expoziție. Cred că există și în această poveste, o manifestare, o frondă, un fel de răspuns exact la ceea ce spuneam, la expozițiile și nu numai expoziția, multele manifestări artistice extreme pe care le întâlnim astăzi. Adică presupun, și o să ne spună doamne dacă e așa, că au vrut să vină cu o demonstrație artistică în sensul concret al termenului. În experiment, sigur, și acolo e un risc să-ți iasă sau nu experimentul, dar măcar e treaba ta, e pe contul tău, e marca ta. Toate sunt uleiuri. A lucra cu, și Mircea știe, și mitică Bezen aici, și Arcadie, a lucra în continuare, a persevera în ulei, este un semn important în favoarea artisticului, când toată lumea se grăbește astăzi și se duce la acril că se uscă mai repede, deși nu știm ce se va întâmpla cu el. Și în același timp te solicită, îți cere răbdare, sigur că îți oferă și mai multe posibilități de a reveni și de a dezvolta imaginea. Și faptul ăsta îmi spune că avem într-adevăr de a face, faptul că se lucrează în ulei, că au lucrat în ulei, că avem de a face cu artiste adevărate până la urmă. că tot am început, am înțeles că au terminat școala cele patru artiste și continuă să vină la școală. Spune-ne de ce. Am avut și o glumă atunci când au spus că vor să rămână repetente, am spus că nu, l-am masterat. Cred că e mai frumos și chiar acum ați vorbit despre faptul că ar fi o colectivă. Eu o văd ca niște micro-personale, pentru că fiecare își are panoul, se vede foarte clar și evoluția lucrării din diferiți ani. N-am ținut să aleg lucrările, n-am venit să spun care lucrări să le aducă, care nu. Deci fiecare și-a pus lucrările care considera că sunt mai bune, le reprezintă și mă bucur că am fiecare își are, nu știu cum, felul de expresia proprie, deci lucrările diferă. Și cred că asta e lucru important, că am reușit să nu mi impun prea tare, nu știu cum, gusturile mele de artist plastic, pentru a nu le încurca, având multe curente. Ați vorbit de postmodernism, eu postmodernismul într-adevăr îl văd ca ceva după modernism, că așa și sună, da? Și în cazul ăsta chiar e interesant când cineva își poate găsi calea proprie. Vă spun, am o admirație pentru oamenii care lucrează în arte. Învață un instrument muzical, ia o pensulă și încearcă practic imposibilul câteodată. Așa, scrie un vers sau face teatru. De ce? Pentru că din oficiu eu încep să-i stimez pe oamenii ăștia. E foarte extraordinar să ai un serviciu, să fii undeva foarte ocupat și să-ți găsești, nu știu cum, timp, să faci un efort deosebit pentru a face să-ți place și ce crezi că de fapt te reprezintă. Și chiar rezultatele câteodată sunt foarte frumoase. Acum vă mulțumesc la toți pentru că ați venit să încurajați. Înseamnă mult. Mai cu seamă, la o primă expoziție de așa fel, e o expoziție complicată pentru fiecare. Eu, dacă aș fi aici, aș leșina de emoții, pentru că știu ce înseamnă chestia asta. E foarte greu. E foarte greu să fii la prima expoziție a ta, să vină atâta lume, să fii cu televiziunea așa, în față, e greu. Un critic de artă care a prezentat, eu accentuez încă o dată, spun un critic de artă, pentru că Emil Nicolae a scris cărți despre artă și a prezentat foarte multe expoziții. Pe noi, pictorii din Piatra Neamț, ne-a prezentat de nenumărate ori. Lasă că e bine că ați venit aici, adică n-ați făcut o diferență între, hai să spunem, pictorii profesioniști. Pentru că cineva mă întreba, care e diferența? Putem să ne numim artiști plastici? Da, poți, dar atunci când o să te ocupi doar cu chestia asta. Când asta o să fie profesia ta, atunci ai să spui ca un artist de la teatru, ai să spui că ești artist plastic. Deci asta e profesia ta. Din asta trăiești, din asta te culci seara și te trezești dimineața artist plastic, știți? Și mai visezi noaptea, nu știu, da? E chestia că noi trebuie să înțelegem lucrurile astea. Și oamenii care intră în pictură și chiar la diferite vârste, e o chestie extraordinar de interesantă. Probabil că ăsta e visul care l-a avut fiecare din doamnele care sunt aici prezente cu lucrările lor, un fel de vis din tinerețe printre anii trecători, așa, și visul ăsta, uitați-vă că începe să realizeze și atunci eu sunt de acord undeva parțial cu Brâncuși, când spunea că tinerețea e o stare de spirit. Uite, vârsta asta care mai înaintată, cum e a mea sau chiar a colegilor mei, le spun colegii mei, pentru că nu mai suntem învățători, așa, chiar ne confundă când vine cineva care e învățător. Știi, și alte treburi. Bun, hai să zicem. Am avut chiar o elevă peste 80 de ani, n-am întrebat-o niciodată de chestia asta. Era o profesoară care venea și era foarte serioasă și picta și făcea ea. Dar asta a fost visul ei. Și fiica ei mi-a telefonat din Paris, acolo mi-a spus că domnul Răileanu, mama s-a schimbat extraordinar. Nu e în viață mama, pentru că așa s-a întâmplat, dar deci, ultimii ani au fost cei mai frumoși pentru ea. Înțelegi? Eu nu fac acum aluzii că, uite, eu acum am început să îmbătrânesc și nu știu acolo, dar să știți că totuși vârsta pune amprentele ei, te lasă acolo, adică trăiești câteva etape, știi, ești copil, ești tânăr, ești adolescent, ai alte chestii. Și când ajungi la așa o vârstă ca a noastră și pui mâna pe pensul așa, începi să comunici altfel, în alt limbaj. Deci e alt limbaj total, rămâi tu singur cu tine. Dar chestia asta, cum spunea un mare pictor francez, unul din primii care i-a orientat pe impresioniști, îl știți. Bun, spunea că pictura e o chestie foarte interesantă. Deci, pictor, prima lui problemă, când după ce a terminat cu lucrare, să o expună. Și chiar dacă lumea, la început, poate nu înțelege prea bine, văzând mai des, se educă și până la urmă o să o înțeleagă și o să o admire. Și chiar o să o cumpere, bănuiesc eu, că așa o să fie și treaba asta. Pentru că acum chestia, hai să spunem, despre partea comercială. Pictura, într-adevăr, după ce se termin tabloul, trebuie să conștientizezi, de fapt, că e o chestie care trebuie să plece din atelier. Trebuie să se ducă în altă parte, pe pereții unei case, în altă zonă. Și tu să poți face altceva. Deci să mai faci un pas înainte. Deci nu trebuie să fii atașat de lucrările tale. Și de multe ori este momentul când tinerii începători, când au, hai să zicem, încă n-au ajuns la 100 de lucrări, încep să se îndrăgostească în propriile lucrări, așa. Eu încerc să boala asta, așa, bine, nu e o boală, e o chestie, atașamentul este prea mare față de o lucrare, încerc să-i îndepărtez de ideea asta, pentru că este loc, voi încă nu știți ce o să se întâmple mâine. Ce o să faceți? Care sunt lucrările tale de mâine? Deci nu există în pictură, dacă ai ajuns la o pictură perfectă, trebuie să-ți rupi pensulele, să dai foc la tablouri, pentru că mai sus decât perfecțiunea nu există nimic. Deci noi tot timpul trebuie, nu o să ajungem la perfecțiune, pictura nu se oprește. În primul rând că ea tot timpul are o evoluție. Acum sunt, într-adevăr, aici sunt câteva lucrări care sunt inspirate din lucrările unor pictori importanți și cred că e foarte bine ca într-un mediu de ăsta de învățământ să începem probabil și de a-i însuși, adică a-i studia pe pictorii, pe mari maestri. Deși pentru că acolo discuți cu el în alt fel. Începi să-l înțelegi, vezi tușa, cum a pus, ce a gândit el, intri în atelierul lui, fără să fii în atelierul pictorului respectiv. Deci le-am permis la elevii noștri și chiar i-am încurajat să facă la început, să lucreze foarte mult, să-i copii pe pictorii care îi consideră interesanți pentru ei. Și au ales, curente sunt foarte multe și au ales ei direcții. Acum încă e greu să spunem care și în care în direcție o să meargă mai departe, dar câteva încercări, îndrăzneală, așa, deja există. Mai este un lucru, cu o lucrare totuși trebuie să fie bine înrămată, frumos, adică să o aduci în fața unui spectator, să aibă, nu știu, să aibă ținută, să fie frumoasă, pentru că și o ramă o pune puțin în valoare. Dar cred că acum o să vă uitați mai mult la lucrări decât la rame, așa o să vă aveți ocazia să... Noi aveam o glumă așa între pictori și pictor în viață. Uite, acum chiar sunt în viață, să aici cu dumneavoastră, o să discutați, o să facem așa un fel de serată frumoasă. Și mulțumesc foarte mult lui domnul Ceacâru, pentru că colegul nostru, Mircea, a fost foarte deschis întotdeauna și a spus cu mare plăcere, pentru că într-adevăr, e o încercare riscantă undeva. Există și un risc ca hai să zicem, un pictor începător sau s-ar putea să nu... Dar eu zic că merită să fie încurajați și asta e un motiv și chiar pentru școala noastră care o avem de acum de câțiva ani și am luat și premii multe, nu că ne lăudăm. Eu mă bucur pentru fiecare din ei. Nu e o chestie de nu știu să zic eu că am luat, când mă duceam la Suceava, de acum mă întreba directorul de acolo, iar ai venit după premii, știi? Așa. Dar, într-adevăr, la noi s-a pus accent probabil pe niște lucruri care în alte școli nu prea le-am văzut. Și am văzut mai multe școli din țară, buni, școli mari, Dar probabil noi am găsit, totuși, eu cu colegul meu, care acum e la ori și nu a putut să vină, cu Radu Macave, am încercat să dăm așa o anumită direcție școlii. Cred că am vorbit foarte mult, cred că sunt la ore și acolo eu vorbesc, pentru asta mi se plătește. Acum, zic că dumneavoastră, vreau să comunicați, să faceți cunoștință, să vedeți fiecare lucrare în liniște, așa să vă apropiați. Sunt și chestii stângași. Să știți că eu n-am pus mâna doar pe câteva lucrări. Spre exemplu, eu nu mă nervez. În general, ultimul timp nu mă nervez, dar acolo lucrarea aceea, eu i-am schimbat partea asta. Toată cărarea, tot asfaltul, tot, în câteva secunde, știți? Dar, în general, nu prea am intrat în lucrări. Chiar câteodată le spuneam, oprește aici, îi puteam, adică la timp să-i pot opri. Sau să le spun că, uite, aici ai reușit sau poate aici accentuezi. Mai mult cu vorba, mai mult cu... Pentru ca să încerci să poată semna lucrarea, să aibă, nu știu, simțământul ăsta că el e autorul. Acolo, zic, acolo unde lucrările le-ați împrumutat puțin de la maestri mari, nu mai semnați. Nu mai semnați când intrați în probleme. În rest, vă mulțumesc foarte mult. Nu m-am așteptat că o să fie atât de multă lume și bănuiesc că sunt mulți din prietenii dumneavoastră, dar văd oameni pe care, să vă spun, i-am mai văzut și în alte expoziții, vin oameni din orașul Piatra Neamț, le mulțumesc colegilor noștri pictori, membri a Uniunii, așa, pictori profesioniști care au venit, adică e o încurajare pentru deputanții noștri și cam trebuie să mă opresc. Bună ziua, bine ați venit! Mă bucur că sunteți un public numeros. După atâtea discursuri, eu pot să spun doar că o văd ca o demonstrație a maturității artistice a elevelor Școlii Populare de Artă din cadrul Centrului pentru Cultură și Artă Carmen Saeculare. Deși domnul Arcadie spunea că a încercat să nu îndrume, eu totuși văd printre culori tușa artistului Arcadie Răileanu, printre câteva tablouri. țin să felicit absolventele și sper că ați ajuns la masterat, deci vă văd pe culoarele instituției noastre în continuare. Las publicul să vă admire operele de artă și felicitări încă o dată. Vă mulțumesc mult! Bună seara! Eu am vorbit foarte rar și mi-e destul de greu să spun ceva acum, dar o să încerc să mulțumesc în primul rând domnului Ceacâru, care ne-a ajutat să ajungem să organizăm aici această expoziție, domnului Pântea, sper că n-am greșit numele, președintele Casei de Ajutor Reciproc, și doamnei directoare Pătrășcanu, care ne-au permis să organizăm aici această expoziție și vreau să apreciez faptul că, fiind susținători ai artelor, au pus la dispoziție această sală în care să se poată face mai multe expoziții și să poată să-i ajute pe fie pictorii consacrați, fie pe cei care acum sunt în curs de consacrare să-și expună lucrările. Îi mulțumesc domnului Emil Nicolae pentru cuvintele frumoase pe care ne le-a spus și pentru încurajarea pe care ne-a adresat-o. Mulțumesc doamnei directoare a Școlii Populare de Artă, sub îndrumarea căreia noi continuăm... Îmi cer scuze dacă am greșit denumirea. Așa, sub îndrumarea căreia participăm la cursuri acolo și încercăm să pătrundem mai adânc în tainele picturii și mulțumesc domnilor pictori celebri din oraș care au venit și în fața cărora noi ne închinăm pentru că suntem abia în devenire și avem ce învăța de la dumnealor. Și nu în ultimul rând, mulțumesc tuturor rudelor, prietenilor, mame, tați, copii, tuturor celor care ați venit să vă încurajați persoanele cunoscute și chiar apreciem, este foarte multă lume și pentru un pictor care acum este la prima expoziție, este într-adevăr un lucru deosebit. Nu ne-am așteptat să vină atât de multă lume și asta ne sporește emoțiile. Și noi suntem un asemenea colega noastră, așa. Să ne repetăm. Și ca să fim într-un cadru mai oficial, așa ca la decernarea premiilor Oscar, mulțumim bunicilor care ne-au îndrumat, părinților și tuturor. Da, mulțumim foarte mult!